Salutare, prieteni! Pășunea noastră, pășunea caprelor, e foarte, foarte uscată, nu prea mai au ce mânca. Pentru iarnă avem deja pregătit furcitură de fân, balos de fân și luțărnă și lucrurile stau destul de bine. Însă, începe să le scadă drastic lactația și datorită faptului că de-abia mai au de ciugulit de aici colo câte ceva. În partea aia avem un pic de luțărnă care urmează să o cosim și să o aducem la porci și să le punem peste noapte. Dincolo paște măriuca unde e mai verde, dar în general pe padocul în care pășteau caprele, situația e destul de gravă. Astăzi e marți. Săptămâna trecută, la finalul lunii august, am fost cu Victor până la București la un campionat de rugby unde ne-am simțit foarte bine, ne-am detașat de tot ce înseamnă gospodărie și creșterea animalelor. Andreea s-a descurcat foarte bine cu toate, și-o mult, și-o făcut brânzeturi, s-o descurcat așa cum am zis, dar noi când ne-am întors, se făcuse luni dimineața, transportul obosit de pe drum, am mai pierdut o zi. Spre finalul zilei ne-am dat seama că trebuie făcut ceva cu caprele astea și am luat așa o decizie pe repede înainte să le mutăm cu totul în cealaltă gospodărie, gospodăria noastră din Cătun. În video de astăzi vă arătăm cum facem treaba asta, pentru că o trebuie să ne pregătim, ne-am pus saltele în mașină, ne-am pus o grămadă de scule, acolo încă nu-i făcut perimetru cu gard electric, așa că mi-am pus baterii la încărcat pentru mașini de găuri și așa mai departe, sper să nu le uităm, și apă de băut, speriuțe de dinți, că vrem să dormim peste noapte, deci o să fie o întreagă aventură. Cu toate astea au trebuit, și din cauza asta au trebuit să pregătim mult mai multe lucruri pe care să le ducem. Am lăsat caprele la final pentru că le suim în remorcă și să nu stea mult ele să se înfoace. Odată ce le-am încărcat pe ele, acățăm remorca de mașină și plecăm să le ducem la o iarbă mare și faină, o să vedeți ce iarbă e acolo, deși și acolo fiind căldură și foarte, foarte arid perioada asta, începe să se usuce iarba. Dar acolo cu siguranță au mai mult de mâncat decât aici. Hai să mergem să le băgăm în remorcă, să vedem cât de greu a fi. Că ele nu știu unde le ducem la bunătăți, ele vor să stea unde cunosc. Ce face fetița? Unde pleacă? Ceva nu e în regulă. Și mâncă uscăciune, nu știe ce se întâmplă. Ceva nu e în regulă pentru tine, așa? Dar ce se întâmplă? De unde ne duceți? Na, și spune-mi, pe cine duci? Caprele de lapte și țapul sau păi, duci și ieduțe? În momentul ăsta țapul e între capre și ieduțele cele trei separate, că nu vreau să le dau la montă. Așa că tot ce e aici împreună cu țapul, le băgăm în remorcă. Știu că am mai dus 10 capre cu remorcă, acum vreo 5 ani, când i-o dat o cunoștință din Baia Mare, 10 capre cadou. Aveți video pe canal, dacă vreți să-l căutați, cum am primit 9 sau 10 capre cadou, gratis. Bine, da, că ele au trebuit înapoi până la urmă. Uitați-vă la video-ul ăla ca să vedeți toată povestea, că nu ne băgăm acum în ea, dar știm că... Hai, haide, hai, 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 care mai cu minte? Hai, 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 hai. Trebuia să pui niște mere acolo înăuntru, că păi urcam. Urcă ele, așa. Haide, haide, haide. Du-te! Că mereu tu, că apoi de acolo mă descurc. Nu știu ele care-i baiul. Bun. Prima etapă. Hai. Că bine zici. O să pun aici în... Mă calcă pe picioare. Ma bun, o rucată ce? Dar nu închide până jos, tati. Închide numai ăsta. Ia, el a fi pe cal, Daniel. Hai să spun. Că o să fac o gaură în față între late. O să decupez așa un dreptun pe care o să-l repare ulterior, știi? Ah!
Am ajuns cu bine în căsuța din Cătun, copiii deja descarcă lucruri, o să ne pregătim să întindem gardul electric și o să vă arătăm cum procedăm cu treaba asta. Victor în remorcă și mătură mizeria care au făcut-o caprele pe drum și caprele noastre sunt foarte nerăbdătoare să meargă în grădină. Le-am pus portița asta aici în fața ușii ca să nu poată ieși. Le-am făcut un pic de curățenie pe jos, va trebui să scoatem lemnele astea afară și pănușii aia vechi să-i scoatem afară. Acolo o să mai punem o scândură și ne grăbim în principal în momentul ăsta să punem aici fir electric și să le facem perimetru să poată ieși afară să ciugulească din mâncare. Când am ales un cuib de viespi. Unde, în găleată? Nu. În ce? În fir. În ăsta de fir? Da. Nu-i problemă. Că la nihilă nu e așa. Wow, chiar. Fii atent, Victor, că tu tot nu înțelegi. O să dureze mult până facem noi tot perimetrul ăsta acolo, vreo 80 de metri. Și atunci, ca să nu mai stea caprele înăuntru, punem firul până aici, să poată intra să ciugulească, că și de aici au se roade un pic, o jumătate de oră până punem noi firul. Și le tot dăm drum afară. Unde, acolo? Imediat o să vezi bine. Am avut niște fier rămas de la o construcție și mi-am făcut stâlpii ăștia din metal. V-am mai arătat în alte videoclipuri izolatorii ăștia care se pot fixa pe bare metalice. De fapt ăsta e fier de la de... De fapt e un fier beton de 10 ăsta sau 12 cred. Și se strânge, uite așa. Îl putem monta sus-jos. Și ăsta e perimetru. Deja avem o grădină bunii. Deja avem o grădină bunicică pentru ele. Beau un pic de apă și le dau drumul la capre. Hai să vedem cum reacționează. Le dai tu drumul? Hai, Victor, să vedem ce fac caprele noastre acum. Haide, de. Niște apă le trebuie, adă găleata aia de acolo, Victor, să vedem dacă li sete. Cum se uită toate, în toate direcțiile. No, acum, fetele, aveți ce explora. Victor, spală un pic cu peria. Unde e peria galbenă? Nu știu. Acolo lângă robinet. Spală cu peria găleata bine pe interior și pe exterior, că nu ne place să o vedem așa murdară. Și după aia le pui niște apă, că cred că le-o fi sete acum. Toate aia. Da, să vezi ce fain o să mănânce ele. Și de dincolo de gard, că aici aș pot băga capul prin gard un pic. He, ce iarbă groasă au aici. Și da, trebuie neapărat să stăm de pază la ele. Cel puțin astăzi o să ne uităm foarte atenți. Să ne asigurăm că nu trec în grădină la dovlecei, varză, ardei, fasole și roșii. Ce mai are Andrei acolo? Ziceam că vă arăt ce faină iarba aici în Cătun. Aici pe dealul ăsta am cosit în primăvară și am curățat locul pentru că nu știam exact ce e aici. Am găsit o grămadă de sârmă ghimpată pe tot dealul ăsta. Deci îl cosisem în primăvară și l-am greblat tot, l-am curățat. Sănătate! Și din primăvară nu mai umbla nimeni aici. Uitați ce iarbă mare, de-abia așteaptă caprele pe după masă. Să vedeți cum se bagă în ierbocul ăsta până la brâu. Da. Acum m-am liniștit, Sofia. Pentru că
Am ajuns cu bine cu caprele. Le-am dat drum afară. Au perimetru unde să se plimbe. Și acum ne putem face noi treaba liniștiți, știind că toate-s bune. Și ele-s bucuroase. Și Victor, ia ce frumos o spăla găleata. No. Trebuie să o mai speli un pic, încă pe exterior. Și cred că bietele atâta li de sete. Să vedem dacă beau apă din asta, din rezervorul ăla ce-l avem noi pentru da grădină. Pune numai jumate deocamdată. Dacă beau apă din asta veche, din fântână, înseamnă că e în regulă. Da, da, da. Da, da, du-te, du-te, dă-le. Pune-le găletuța jos să vedem care o să bea. Dă-te în spate. Nu prea le place, dar hai să vedem la următoarele. Și dacă va trebui, o să le aducem apă curată de la fântână din altă parte, numai că e cam departe apa și avem de lucru. Dar vedem. Și cred că nici găleata n-ai spălat-o foarte bine. Da, da. Monitorizăm treaba asta, că el nu pot trăi fără apă. Te? Da, dar poți să le pui în ciupă și când li se trebuia, că doar... Da, dacă trebuie spălată și ciupa aia și aducem apă curată de la fântână cu gălețile. Bun. Hai să mergem să continuăm cu izolatorii ca ele să aibă un perimetru cât de mare încolo. Hai. Dar nu înțeleg cum e. Hai, hai, hai că-ți arăt și o să înțelegi. Avem pământare. Avem curent electric. Și avem perimetru. Toate de la panoul ăsta solar care se pare că trebuie șters. Și să găsim o poziție mai bună. Aparatul percutează. Am și făcut proba cu o căpriță și le pișcă un pic, așa că suntem în siguranță. Haide, suntem gata cu firul până în capăt, să le văd cum sar pe deal în sus. Haide, Da. Uai, n-am, aveți mâncare, fetele. Din păcate, văd că mai este și câte o mătrăgună aici, unele dintre ele chiar cu fructe. Din ce știm noi, caprele nu mănâncă plante otrăvitoare pentru ele, așa că o să vedem dacă le mănâncă sau nu. Întrebarea ar fi deci dacă mătrăguna e otrăvitoare pentru capre și dacă o mănâncă. Dacă știți, scrieți-ne în comentarii, că noi acum vom afla. Suntem gata cu firul. Nu-i băgat în priză, că mai am devenit un pic cu firul de sus, al patrulea. Dar sunt foarte nerăbdătoare și după cum vedeți aici au ras tot, numai câte un fir de urzică mai rămas. Pe segmentul ăsta încolo, ia cum se vede aici, nu este cosit pe tufir, așa că următorul lucru care o să-l fac, vin frumos și cosesc așa un 60 de centimetri de-a lungul firului, să nu se atingă iarba de fir și apoi voi băga gardul electric în priză și îți liniștit, doar le monitorizăm pentru restul zilei să vedem dacă n-au tendințe să sară în grădină. Deși caprele astea sunt destul de obișnuite cu gardul electric și nu ni frică că vor trece prin gard și e destul de înalt, așa că suntem cam liniștiți. Uite acolo, Dana, zici că stă în fund și zici că stă jos și mănâncă. Uite ce mare iarba, că... Nu a cosit-o nimeni. Thank you.
No, dragilor, caprele sătule, 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 de-abia mai suflă. Dana s-a pus jos acolo în iarbă, separată de celelalte, și stătea numai și rumega. Dar musai să vă arăt copiii ăștia miei, că atâta de harnici. Am cosit așa o postată bună, ia să vă arăt. Și am pus pe copii să strângă fânul. Îl punem în roabă și l-o pune de mâncare peste noapte. Că la capre le place dacă au un adăpost mâncare și peste noapte mâncă. Și ăsta tare bine l-or mânca. Ia să vedeți ce copii harnici am. Na, uitați-vă numai la ei, cât îți e harni și de mândri. Nu, stai că-l cam scuturi. V-ați descurcat? Unul ține de roabă și unul încarcă, așa e? Nu, dar pe uite-te că ți-o mărs fânul și dincolo de roabă, Sofia, ia, unde am greblat eu deja. Acolo și la picioarele lui Victor, ce e asta? Da. Nu face cascadorii. Că eu m-am chinuit și am greblat tot firul de iarbă. E tare măruntă. Nu, e măruntă, e mare. E mare aia care o vezi tu, mai mare pe deasupra. Dar e multă și măruntă, ia cât o rămas în urmă. Nu-i vei cum mai greblăm odată, o strângem grămadă. O ducem, ducem vă două, trei roabe acolo. Două, trei. Acolo pe jos? Nu, pe jos. Înăuntru, am pe acolo jos. Acolo un grilaj, o să pun un grilaj acățat de părete și dincolo de grilaj punem fânul. Știi? A, da. Na, bun. Da, dar e mai mult acum și e mai greu. Stai să-l ia Sofia cu furca ăla. Stai. Uite, aici mai ai. Ia. Așa. Și aici mai ai, ia. Ia, dă la mine și fă. De la Sofia să facă. No, bine. Fă tu atunci, dar fă bine. Că dacă nu semăna Sofia iară păsătăt, era tare bine. Îți place să greblezi, Victor? Dar ce zici, la caprele astea le place aici în iarba asta? Cum că nu le place? Am unutată iarbă bună, Sofia, că spicul ăsta așa mare, la capră nu-i place. Dar uite-te, mai culegi o frunză de prun, câte o crenguță. Și au acolo la bază. Hai, da, păi asta ar fi fost bună, că dacă face ea, mă ajungi la ea bine. Și au acolo la bază o tavă mică, crescută, care a făcut umbră. Asta la altă mare. Pe Victor, partea asta e cam sec pământul. Lasă-mă în pace. Da. Și ia ce ori ciuguli ceva. Și avem și laptea. Uitați ce laptea bunul are. Dar asta are 300. 300. Două și un chic. Două și atât. Na. Să vedem cum or suporta peste noapte aici, da, noua da, de post. No, așa, Victor, am un place de tine, am un post să fiu mândru. Că ai lucrat bine. Prin lemn se transmite curent. Da, nu-i conecta curentul acum, că e la panou solar și e oprit acum panoul, dacă nu este soare. Sofia? Victor, arată cum să pune fânul pe roabă, că sora ta nu prea știe, mânunțelul ăsta mai ales. Tu nu știi că trebuie întorsă furca când îl pui pe roabă? Da. Că dacă întorci furca, atunci iasă ușor colțul din... Așa, ia ce ușor iasă. Și nimerești vârful roabei, mijlocul. Ok. Victor, nu trage în colțul, că încolo merg cu greblatul. Nu spre tine. Doamne Dumnezeule, ce copii harnici mi-ai dat. Doamne Dumnezeule, ce copii harnici am. Foarte harnici. Hai ne facem cum doamne. Da? E și bine că e răcoare. Păi deja e răcoare, e numai bine. Terminăm de adus fânul. Mă pun la muls. Facem băiță. Băiță. Dușuleț.
Și apoi relaxare. Relaxare, țipit. Apasă. Hei, uitați-vă la mine. Ce ziceți, ne aducem un televizor aici? La ce? Să avem acolo, să-l punem pe perete, să margă. Uite ce la Dana. E obosită de cât a umblat. Și de cât a mâncat. Hai, Victor, da. Mai aici. Ești mulțumită, Dana? E noua ta căsuță. Cum să nu fi? Sunt putare. Da. E greu, sunt greșat. Mâine dimineață să vezi ce s-o rumple, că ori mâncat amu după masă de numa și le mai punem și în iasă. Vai, Doamne, că bine a fi. E bine aici că a pune soarele repede, că suntem fi sub pădure. Mm-hmm. Apune. Apune, nu poți pare. Să zici că apune. Vine umbra de vreme, că ia-i nouă, mu. Nouă? Pardon, e 17, e ora 7. 7 fix acum. 17 e 5. 19. E ora 19 acum și deja e umbră bine. Stă-te la o parte. No, bun. Mai încape pe roaba aia? Da, dar doar dacă o duci tu mai încape. Păi eu o duc. Hai să văd ce mai pot așeza eu pe ea. Nu, că vreau. Bă, dar pe voi nu mă lăsați pe mine să lucru, mă. Minge n-aș păstă 2-3 ani, nu mi-ai putea lucra de voi în gospodăria asta. Dar trebuie să faci cum te-am învățat. Că ți-am zis să întorci furca, că atunci aia se ușor. Tă când o pui așa, tragi cu iarba, tragi tătă roba, că tăi nu vezi ce ai făcut. Nu bai, că așa vă învățați. Ridicați amândoi de robă. Hei, tu bagă furca în fân și împingi încolo și Victor răsucește de robă. Bagă, hăi, nu acolo, în furg, în robă, mai sus un pic, acolo. Iar ai împins rău cu furca, că ia unde trebuie să merg cu ea ca să o poți scoate. Invers pui. Cât de cât? Ei bine, v-ați descurcat. A, pe cine nu a răsturnat un ștraf cu fân sau bată-l o robă cu fân în viața lui, nu a făcut nimica. Așa, dar nu-l pune dincolo de robă. Pune-l pe mijlocul roabei. Victor, tu ține de roabă, că ăsta-ți scopul tău. Ioi, ce aproape te-ai dus de piciorul lui Victor. Nu mai merge așa către el, cu furca. Poftim? Pus să controlez. Nu. Nu ne bazăm pe asta. Păstrezi distanța. Ține de roabă, Victor, că dacă se răstoarnă, are bai. Ia-mi în două lucruri. Dai odată! No, bun. Du-te mai față un pic cu roaba și mai poți grebla apoi. De la mine să greblesc când am pus. Nu vrea, că de-aia o lua grebla mână, să nu poți tu grebla, numai el greblează, nu vezi? Da. Dar pe nu vă puteți împărți unul la furcă și unul la robă. Da. Mă, eu ce să fac? Să vă tăgeți par tătă zua, că vreți amândoi la fel? Fain, sunt ce sarnici oricum. A, uite-te tu ce fain am cosit eu aici. Am așa, cum o fă mai slabă, că uscat-o soarele. Uscat-o August. Am cosit cu discul, pentru că toți puieții ăștia de prun vreau să dispară. Și atunci cu discul mă duc foarte, foarte jos. Începând de aici, Sofia, vom avea multe mere în pământ, pe sol. Prima dată o să culegem merele, le punem în saci și apoi cosim. Da. Ia grebla, altfel ți-o fur eu. Dragilor, la noi a venit seara, ne-am pregătit paturile, suntem gata de culcare, cu excepția faptului că trebuie să mai mâncăm. Am și făcut un duș cu apă călduță din butoiul la rezervorul de sus, de la furtun. Suntem curați, caprele sunt bine și încheiem acest video, vă spunem mulțumim pentru vizionare, dacă v-a plăcut așteptăm reacțiile voastre în comentarii, scrieți-ne comentariile voastre pentru că le citim cu interes, dați-ne un like și eventual o distribuire dacă v-a plăcut acest video, vă mulțumim pentru vizionare, vă salutăm și ne vedem data viitoare! Data viitoare!